Să fii părinte, dacă asta îți dorești, probabil e cea mai tare chestie, dar eu, de moment, nu am absolut nicio dorință să fiu părinte. Clipul ăsta s-ar putea să-i deranjeze pe părinții care se comportă ca și cum ar face parte dintr-un cult și dacă nu ești cu ei, adică dacă nu ai copii, ești împotriva lor. Am 30 de ani, tot nu vreau copii. Nu simt nevoia să am copii, nu îmi văd viața cu copii, nu mă încântă ideea. Am făcut un clip în 2016 cu 5 motive pentru care nu-mi doresc copii. Astea mai sunt încă 10, pentru că în continuare gândul este departe, departe. Hei! Departe de mine. Stau pe YouTube de aproape 7 ani. Kids are fucking annoying. Am cunoscut și excepții, dar ce vezi așa la prima mână, la o primă plimbare în parc sau pe stradă? Hristos! Răutăcioși, alintați, gălăgioși, prost crescuți! Eu am unele zile în care abia mă tolerez pe mine, cu toți dracii mei. Copiii sunt drăguți, dar eu îi tolerez pe perioadă limitată. Pentru că sunt oglinzile părinților lor. Câți oameni care îți plac genuinely ai în jur? Exact. Exact. Succes cu tolerat oamenilor ălora ori doi, ca o copii. Nu vreau copii pentru că vreau să mă trezesc în weekend liniștită, vreau seara să stau să beau un vin liniștită cu omul meu, vreau să putem să mergem în weekenduri unde vrem noi, nu la zoo sau la sau nu știu ce parc sau la nu știu ce petrecere cu măști unde va trebui să stăm cu oameni care nu ne plac ori doi pentru că au copii. Copii care l-ar influența și pe al nostru dacă am avea. Vreau să ies cu bicicleta în timpul săptămânii când am eu chef pe coclauri fără să trebuiască să car o mini-bicicletă și alte acareturi. Vreau să mă dau tare de să sară frunzele și pietrele, nu să-mi adaptez ritmul conform ritmului unui mini-om. Vreau să pot să plec din oraș, dar când am eu chef, fără să mă stresez că nu găsesc bonă. Vreau să cheltui banii pentru care îmi bat atâta capul pe lucruri care îmi plac mie, nu pe ultima invenție de la Noriel. Dar vreau să ascult dimineața rock! Nu gașca zurli. Vreau să plec în vacanță când am bani și chef, nu când e vacanța copilului. Uite, în weekend vreau să plec cu fetele la mare, pentru că așa vreau eu. Nu pentru că îi fac bine aerosolele ăla micu. Vreau să mă îmbăț pe plajă și să dorm acolo dacă am chef. Nu, n-o să am chef la asta, nu, sunt prea friguroasă, n-o să am chef. Dezgustător, știu, dezgustător că vreau să stau seara și să mă joc pe PlayStation cu iubitul meu, oameni la peste 30 de ani amândoi. Nu vreau copii, pentru că vreau să fiu singura persoană de care sunt responsabilă 100% emoțional, financiar și spiritual. Repet, copiii sunt foarte drăguți, dar nu pentru mine. Adică nu am o preferință pentru ei. Viața, în general, mi se pare foarte scurtă și mă scuzați dacă vreau să înțeleg ceva din ea, să înțeleg pentru mine, despre mine, nu despre mine în relație cu un copil sau scopul meu, împlinirea mea, viața mea fiind procreatul. Nu vreau copii pentru că dorm vreo 10 ore pe noapte și am nevoie de toate ca să funcționez. Nu vreau copii pentru că m-am gândit foarte mult ce înseamnă să aduci pe lume un copil. Responsabilitate, bani, grijă, regândirea vieții tale și vieții de cuplu. Bani, da, bani, bani, bani cu pompa. Cu pompa! Știu că nu-i social acceptat, dar eu tot nu vreau copii. Un studiu din 2010 spune că unul din 5 oameni aleg să rămână toată viața fără copii. Nu știu cine o să-mi aduc o cană de apă la bătrânețe, asta așa-i. Din fericire are cine să ducă numele dinastiei Chelariu mai departe. Nu știu dacă părinții mei suferă că n-au nepot sau vor suferi, dar în același timp nu cred că rolul unui copil este să-și împlinească părinții. În opinia mea, un copil trebuie să fie o decizie conștientă și asumată, așa că eu, conștient și asumat, nu vreau să fac un copil. Eu și așa sufăr de anxietate. Am eu suficiente probleme. De ce să-mi caut eu o suferință în plus? Că o să sufăr. Sunt leoaică, sunt, doamne, sunt o ființă loială. Dacă copilul meu suferă, voi crezi că eu nu sufăr. Dacă copilul meu o să aibă o problemă, nu o să pot să-l ajut sau nu, o să-l văd că nu e bine primit de societate, că e respins, că e neînțeles, că se consumă. Păi mă, oameni buni, dar de ce să caut eu să sufăr și mai tare în viața asta și așa scurt? Dar de ce? Oricum, și să fi vrut un copil, nu l-aș fi adus pe lumea asta bântuită de poluare și de războaie? Și mai e o chestie. Peste 25 de studii confirmă
că apariția unui copil scade calitatea căsniciei. Eu nu risc nimic. Eu nu văd un copil ca fiind această sursă inepuizabilă de iubire, energie, conexiune, lecții de viață. Eu m-am gândit super mult, chiar m-am gândit și am analizat și mi-am dat seama că s-ar putea să idealizez conceptul ăsta de mamă, de părinte și să mă gândesc numai la momentele alea puțintele în care te conectezi, că e ceva magic. E un om pe care l-ai făcut tu. Tu cu omul tău ați făcut un om. Îi wow, adică trebuie să fie fucking wow. Dar eu văd că în majoritatea timpului este de lucru. Eu văd că e mult de lucru. De investit, timp, bani, energie. Minim 18 ani din viața ta, îți pui toate nevoile deoparte și trăiești pentru altcineva. Ca după 18 ani să-ți plece din cuib, ca așa e sănătos, doar nu o să-l ții lipit de tine ca să-ți dea o cană de apă la bătrânețe, îți pleacă din cuib și te lasă mai gol decât era înainte. Cel puțin astea sunt motivele mele pentru care nu fac eu un copil. Tu le poți vedea altfel și chiar te încurajez să lași un comentariu despre parenting, dar să nu încerci să-mi schimbi opinia, că de moment asta e hotărârea pe care am luat-o, child free by choice. Mai sunt oameni ca mine, vă asigur, poate cunoașteți și în comentarii. Dacă v-a plăcut clipul, dacă v-a enervat clipul, deși eu sper că m-am făcut bineînțeleasă și că audiența mea este compusă din niște oameni care pot fi atenți cap-coadă la ceva, că da, știu, sunt mulți analfabeți funcționali în țara asta, din păcate. Iar dacă te-ai identificat cu vreunul dintre motive, cu atât mai mult, dă-i un share dacă ai curaj. Nu-i social acceptat. Eu am fost Ana Marie, noi ne vedem marțea viitoare cu un nou vlog. Între timp, dă-mi un follow pe Instagram, pun și acolo tot fel de chestii, ce citesc, ce mai gândesc, ce mai vorbesc, vorbesc cu voi, vă răspund. Ok, bye!